Dar părintele a căutat chiar și printre mirenii care au avut viață sfințită. Acel moș Ilie care... Da, și au mai fost alți moși la noi, Ioan și Gheorghe, și au mai fost moși de ăștia, un fel de sacerdoți populari care, da, deși nu erau hirotoniți, nu aveau pregătire teologică, ei aveau o mare trăire, ca și Pătrache Lupul de la Maglavi, de altfel, și altă, despre care părintele Nil Dorobanțu spune în notițele lui Sfântul Pătrache și Sfânta Veronica. Așa trece pe broșurile alea pe care, unde scrie despre ei. Deci au fost niște persoane în țara asta care au avut trăit dumnezeiești. Și părintele a căutat să-i identifice. Unul dintre ei, care a avut viziunea cu Ioan Botezătorul, l-a identificat, a vorbit cu el, a comunicat prin intermediar cu ei, că nu se puteau vedea, că era supravegheat. Și au reușit să facă împreună, părintele aici la atelierul din București, desenele și schițele și tot, iar ceilalți au construit o altă parte, acea raclă, care ar fi trebuit să făcută din argint, dar la dorința lui a spus nu, faceți-o din lemn. Probabil că dacă o făceau de argint nu mai exista. Lemnul s-a păstrat, iar nu poate fi acoperit cu argint ușor. Deci eu cred că va trebui să ne așteptăm la niște lucruri pe care, deși nu le înțelegem, părintele le vedea de atunci. Deci a identifica și a, nu știu, prezenta public un, cum să-i spun, artefact spiritual, cum ar fi trupul Sfântului Ioan Botezătorul, mi se pare o știre. Dacă nu, e mai mult decât atât. Adică nu sunt lucruri ușoare. El a fost prezent în punctele cheie ale țării. Nu numai din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere al momentului. În 1968 a stat câteva zile și s-a rugat neîncetat pentru ca țara să nu fie atacată. Pentru că se știe că atunci am trecut printr-o cumpănă. Mulți văd problema din punct de vedere militar, alții văd problema din punct de vedere diplomatic. Că, bun, a fost o conjunctură, dar ea a fost susținută energetic și spiritual și de rugăciunile părintelui Arsenie Bocade, care nu știau diplomații și militarii. Dar că stătea acolo în altar și se ruga. El simțea, el vedea niște lucruri. Ce să explice celor din jur de lucrurile astea? Adică, nu, era greu de înțeles. Și o mică scăpare, dacă exista, a doua zi sau peste câteva ore aflau organele și iar îl luau pe sus. Adică tăcea. Și atunci a făcut ce a avut de făcut și a comunicat ce a avut de comunicat și încă mai comunică. Și dacă suntem atenți, mai ales cei care au înclinație către așa ceva, nu știu, prin vise, prin meditații, prin altfel de activități de genul ăsta, comunică cu toți. E suficient să-l chemi, e suficient să-l rogi și te va ajuta. Asta spune și el. Vă voi ajuta mai bine de acolo decât de aici, de pe pământ. Rugați-vă, chemați-mă, sunt prezent. Am un clopoțel, zice. Am un clopoțel. Deci, e foarte prezent. Și mai ales în ceea ce privește activitatea și misiunea României. Aici nu e vorba doar de mici probleme care și le rezolvă fiecare, mare ceva de rezolvat. Ok, ajută și acolo. Dar aici e vorba de misiunea spirituală a României. Ori lucrurile astea, o misiune spirituală nu se poate face decât cu oameni spiritualizați. Din păcate, nu avem în funcții de conducere foarte mulți oameni spiritualizați. Dar în ceea ce va veni, lucrurile se vor cerne încet încet și vor începe să urce oameni care au o anumită pregătire spirituală. Și atunci, soarta României se va schimba.